Dați-mi voie să vă salut cu pacea Domnului Iisus în această seară. Mă bucur nespus de mult pentru această minunată ocazie pe care o avem să fim împreună adunați în locul acesta. Aș vrea să mă asigur mai întâi de toate că vocea mea se aude bine și mai în spate. E tot în regulă? Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim și celor care s-au îngrijit ca totul să meargă foarte bine în această ocazie. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori în Domnul Hristos, prieteni care suntem prezenți în locul acesta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și la București. Am început prin harul lui Dumnezeu o campanie în țară și nu numai în țară, prin care intenționăm cu ajutorul lui Dumnezeu într-un viitor foarte apropiat să începem o lucrare de evangelizare puternică în marile orașe ale țării noastre, predicând mesajul și adevărul lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Însă vreau să vă spun, de-a lungul timpului m-a încercat așa un simțământ mai greu în inima mea și anume, am cutreierat țara aceasta în lung și în lat, dar la București se pare că este pentru prima dată când ajung. Totuși îl laud pe Dumnezeu și pentru această ocazie și dorim ca timpul pe care îl vom petrece în locul acesta aici să fie o binecuvântare pentru noi toți și să se dovedească aceste ocazii salvatoare pentru fiecare dintre noi. Amin? În această ocazie de seară, în timp ce mă îndreptam spre locul acesta, vreau să vă spun, m-am rugat mult. Și motivul pentru care m-am rugat nu a fost doar pentru întâlnirea aceasta, pentru fiecare dintre dumneavoastră ca să ajungeți cu bine, dar m-am rugat pentru orașul acesta. Și prin harul lui Dumnezeu, dacă veți avea răbdare și bucuria de a participa în cadrul acestor întâlniri, veți înțelege de ce trebuie să ne rugăm pentru un oraș ca București. Pentru că Dumnezeu are o povară în privința mântuirii acestor oameni care sunt așezați în marile orașe. Din nefericire, Biblia ne spune că există și altă putere care are ochiul îndreptat asupra marilor orașe. Și despre aceasta vom învăța în mod special în ziua de mâine, în privința haosului, stării acestea de groază, de panică pe care o vedem în lumea noastră, ba chiar și în țara noastră, și vom înțelege că este un semn al sfârșitului. În timp ce mă uitam la oameni venind din diferitele lor activități, mă întrebam oare ce este în mintea oamenilor? Care sunt gândurile lor? Care sunt preocupările lor? Care sunt emoțiile și simțămintele care sunt în inima lor? Și mă întrebam câți dintre ei se gândesc la Dumnezeu? Câți dintre ei se gândesc la viața lor? Se gândesc la sufletul lor? Se gândesc la caracterul pe care ei îl au? Și vreau să vă spun, numai Domnul știe cu adevărat ce se întâmplă în mintea și în inima acestor oameni. Însă rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea, a Dumnezeu să lucreze cu putere și să-i conducă pe toți cei care sunt sinceri la mântuire. Amin? Amin. Amin. În această ocazie de seară, pentru momentele pe care le avem la dispoziție, ne vom îndrepta atenția în studiul nostru asupra cărții Apocalipsei. Mesajul nostru poartă titlul De ce sunt adventist de ziua a șaptea? De ce sunt adventist de ziua a șaptea? Și înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, aș vrea să dau citire unui pasaj din cartea Proverbe, un pasaj deosebit de important pentru aceste vremuri în care noi trăim. Vă aduceți aminte că una dintre marile nevoi ale bisericii la Laodiceea, din Apocalipsa la capitolul 3, unde găsim acest mesaj sau solie către biserica din Laodiceea, Dumnezeu spune așa: te sfătuiesc să cumperi de la mine ce? Mă ajutați? Aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. E bine, când ne gândim la aur, atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu, chiar din primele capitole, Biblia ne spune că în momentul în care Dumnezeu a creat pământul, aurul și lucrurile care sunt prețioase chiar în ziua de astăzi, ele erau împrăștiate pe fața pământului. Pietrele prețioase, diamantele, safirele, perlele, aurul, da? Metalele acestea prețioase, metalele acestea rare, erau împrăștiate pe fața pământului. Însă în urma păcatului,
aceste metale prețioase, pietrele prețioase, nu pot fi găsite acum decât unde? La mare adâncime. Și locul de unde sunt extrase aceste metale, aurul, argintul, da, diamantele, perlele, se găsesc la mare adâncime. Este nevoie de o muncă asiduă, este nevoie de săpat, muncă grea în mină, pentru ca să scoatem aceste metale rare la suprafață. E bine, cred că același lucru este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori ne adunăm în prezența lui Dumnezeu să învățăm de la El, trebuie să înțelegem că cititorii superficiali nu pot primi o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu. Comorile cuvântului Dumnezeu nu se găsesc la suprafață. Și de aceea, chiar și în această seară și în ocaziile următoare, vom descoperi perle ale cuvântului Dumnezeu, mesaje importante pentru timpul de astăzi, dar pentru aceasta va fi nevoie să săpăm adânc în Sfânta Scriptură. Amin? Haideți să citim din Cartea Proverbelor, la capitolul 2, și vrem să citim de la versetul 1. Proverbe, capitolul 2, și vom citi de la versetul 1. Biblia spune: Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atenție, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui este cunoștință și pricepere. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să căutăm această înțelepciune, această pricepere, așa după cum căutăm o comoară. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați împiedicat în această săptămână de o comoară pe stradă. Este nevoie de muncă, este nevoie de un efort hotărât pentru a ajunge la acele lucruri de preț. Și la fel este și cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, înainte de a deschide Sfânta Scriptură, am să vă rog în mod respectuos să ne plecăm încă o dată pe genunchi și să cerem ajutorul lui Dumnezeu în această ocazie. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință venim înaintea Ta în acest început de Sabat Sfânt, să-ți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea și pentru îndurarea care ai avut-o față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că în aceste zile din urmă în care noi trăim, Tu dorești să pui pace și odihnă în inima noastră, Doamne. Dorești ca frica care este în inima oamenilor în acest timp să nu fie frica noastră. Doamne, Tu ai spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Tu ai spus că când vom vedea aceste lucruri întâmplându-se pe pământ, este timpul să ne ridicăm capetele, căci izbăvirea noastră se apropie. Doamne, în aceste momente de seară Te rugăm să ne vorbești. Deschide-ne ochii ca să înțelegem lucrurile minunate din legea Ta, din Sfântul Tău cuvânt. Și fă ca la sfârșitul acestor clipe petrecute împreună, Doamne, să fim aduși mai aproape de Tine și de împărăția Ta. Lucrează Tu la mântuirea noastră, la mântuirea familiilor noastre, la mântuirea tuturor acelora pe care iubim. Că Te-am rugat în meritele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin. 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 Mesajul nostru: de ce sunt un adventist de ziua a șaptea? De ce sunt adventist de ziua a șaptea? Și aș vrea să vă invit să descoperim motivele pentru care suntem adventiști de ziua șaptea în sabatul acesta pe care vom petrece împreună aici la București, și nu numai în sabat, ci duminică vom fi aici prin Harul lui Dumnezeu. Și am să vă rog să deschidem Cartea Apocalipsei, capitolul 10. Apocalipsa, capitolul 10, un capitol deosebit de important pentru mișcarea adventă. Apocalipsa, capitolul 10. M-aș bucura ca în cadrul acestor întâlniri, dragi frați și surori, scump prieteni, să nu vă uitați sabia, arma creștinului, cuvântul lui Dumnezeu. Așa după cum ați auzit unii dintre dumneavoastră spunând în trecut,
Vă spun și dumneavoastră, suntem mai în siguranță să venim în locul acesta fără încălțăminte în picioare decât fără Biblie. Mâine dimineață, dacă veți dori să veniți aici, nu uitați cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă geanta acasă, uitați-vă pantofii din picioare, dar nu uitați Sfânta Scriptură. Pentru că ori de câte ori ne adunăm într-un serviciu de închinare, noi nu suntem aici să ascultăm cuvintele oamenilor, ci suntem aici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Stă scris, ar trebui să fie rostit în dreptul fiecărei declarații pe care noi o rostim în timpul unei ocazii de închinare. Apocalipsa, capitolul 10, vrem să citim împreună de aici, de la versetul 1. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă și a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Pasajul acesta pe care îl citim, versetele acestea pe care tocmai le-am citit, ne aduc în atenția noastră un înger puternic care se coboară din cer. Îngerul acesta puternic care este descris aici în Apocalipsa capitolul 10 nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Veți pune întrebarea la momentul acesta, frate Andrei, vrei cumva să ne spui că Domnul Hristos este un înger? Așteptați puțin. Vom îndresa și întrebarea aceasta. Dar mai întâi de toate, vrem să înțelegem cu ajutorul Sfintelor Scripturi că acest înger puternic despre care vorbește cartea Apocalipsei nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Iar modalitatea prin care ajungem la această concluzie este privind cu atenție la elementele descriptive ale acestui înger puternic care se coboară din cer. Haideți să privim încă o dată pasajul pe care l-am citit. În ocazia aceasta nu am de gând să predic, vom învăța mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur și pentru aceia care aveți posibilitatea de a vă lua notițe, pentru că vom citi mult din Sfânta Scriptură. Vom deschide Biblia iarăși și iarăși. Priviți ce spune Biblia despre acest înger. Voi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deci despre îngerul acesta Biblia ne spune că el este învăluit, el este îmbrăcat, el este înveșmântat într-un nor. Din nou și din nou în Sfânta Scriptură, Dumnezeu și în mod special Domnul Iisus Hristos este prezentat în relația aceasta cu norul. Haideți să citim din Biblie. Mergem în cartea Exodului la capitolul 13, Vechiul Testament. Exodul, capitolul 13. Vrem să citim de aici, de la versetul 21. Exod, capitolul 13. Și vrem să citim de la versetul 21. Vom citi atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament. Biblia spune, Domnul mergea înaintea lor. Cine mergea înaintea lor? Domnul. Atenție! Ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Cine era ascuns în stâlpul acesta de nor? Biblia ne spune că era Domnul. Haideți să mergem în Daniel, capitolul 7. Daniel, capitolul 7, și citim de acolo versetul 13 și versetul 14. Obiectivul nostru este să înțelegem că acest înger puternic care se coboară din cer nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Daniel, capitolul 7, și vrem să citim de aici, de la versetul 13 și versetul 14. Priviți ce spune Biblia aici. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Deci Biblia îl prezintă pe acest fiu al omului, care este adus înaintea celui îmbătrânit de zile și el este adus pe norii
cerului. Haideți să citim și din cartea Apocalipsei. Din nou și din nou Domnul Hristos este pus în relație cu norii. Apocalipsa, capitolul 1, și vrem să citim de aici, de la versetul 7. Apocalipsa 1, citim versetul 7. Biblia spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui, da? Amin. Deci avem până acum două versete din Vechiul Testament. Haideți să mai punem încă unul, să facem doi martori, pe baza doi martori și din Noul Testament. Apocalipsa, capitolul 14, și citim de acolo versetul 14. Apocalipsa, capitolul 14, și citim versetul 14. Biblia spune, apoi m-am uitat și iată un nor alb. Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Deci din nou și din nou, Domnul Hristos este pus în relație, da, cu norii. El vine pe nori. Norii sunt aceia care îl aduc înaintea celui îmbătrânit de zile. Îngerul acesta care se pogora din cer în cartea Apocalipsei, spune Biblia, el era înveșmântat, era învăluit într-un nor. Haideți din nou în Apocalipsa la capitolul 10. Apocalipsa capitolul 10 și citim din nou versetul 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era ce? Curcubeul. Deci ce este deasupra acestui înger? Curcubeul. Vrem să citim din Vechiul Testament și să înțelegem tronul lui Dumnezeu. Deasupra tronului Dumnezeu este prezent curcubeul. Vechiul Testament și ne vom uita și în Noul Testament. Mergem în Ezechiel la capitolul 1 și citim de la versetul 26 la versetul 28. Ezechiel, capitolul 1. Ezechiel, capitolul 1 și citim de la versetul 26 la versetul 28. Aici este o viziune, Ezechiel are o viziune cu privire la tronul lui Dumnezeu. Biblia spune astfel, deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă strălustruită ca niște foc, înăuntru căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor lui până în sus și de la chipul rărunchilor lui până în jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare, ca înfățișarea curcubeului, care stă în nor, într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Deci observați, este descris tronul, da? Tronul acesta, cineva care șadă pe tron, iar el este înconjurat cu o lumină strălucitoare, asemenea luminii unui curcubeu. Mergem în Apocalipsa la capitolul 4. Apocalipsa capitolul 4. Prietenii mei, vreau să vă spun un lucru. Vom studia cuvântul lui Dumnezeu în acest sabat și este dorința noastră ca să înțelegem de ce suntem adventiști de ziua șaptea. Este dorința noastră să înțelegem de ce am adoptat aceste puncte ale credinței. De ce suntem unde suntem? De ce credem ceea ce credem? Și de ce trebuie să rămânem credincioși acestor mesaje pe care Dumnezeu ni le-a încredințat? Vreau să vă spun, sabatul trecut prin Harul lui Dumnezeu am fost în Germania și cred că Dumnezeu a lucrat cu putere și în locul acela. Am fost invitat de niște frați în jurul orașului München, o zonă numită Landshut. Este a doua oară când vizitez partea aceasta a Germaniei, însă în ocazia aceasta l-am văzut pe Dumnezeu la lucru. Și ceea ce s-a întâmplat în biserica aceasta în care am fost invitat ca să vorbesc, nu era o biserică adventistă de ziua șapte, era o biserică luterană, am fost uimit să văd 80% dintre cei care au fost prezenți în acea biserică au fost penticostali, baptiști
evanghelici, luterani, catolici, doar 20% dintre cei care au fost prezenți erau adventiști de ziua șapte. Scump prieten, vreau să vă spun, săptămâna aceasta am primit un mesaj după ce am plecat de acolo și mi-au scris prietenii care au fost prezenți la întâlnire, tot ceea ce am învățat în aceste 3 zile se împlinește deja în jurul nostru. Pentru că nici la 30 de kilometri de localitatea aceasta deja au fost identificate primele cazuri de coronavirus, iar panica, frica, groaza despre care am învățat din cuvântul lui Dumnezeu cu ei că vom vedea în zilele din urmă, era o realitate vie acum înaintea lor. Sâmbătă dimineața, după ce am predicat, imaginați-vă dumneavoastră, s-au apropiat oameni care au venit de la sute de kilometri depărtare, nu din Biserica Adventistă, ascultați. Și cu Biblia în mână s-au ridicat și au spus, frate Orășan, puteți să ne predicați și nouă ce înseamnă semnul fiarei și închinarea la fiară în aceste zile din urmă. Erau prezenți pastori, prezbiteri, evangheliști al acestor biserici. Și după ce am predicat, duminică am fost invitat în biserica aceea să rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii spuneau, dacă Dumnezeu ar îngădui și ar face posibil să poți face un abonament, frate, în fiecare lună să fii prezent aici. Pentru că noi nu înțelegem aceste lucruri. Noi nu studiem cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. Noi nu înțelegem vremurile în care noi trăim. Pentru noi cărțile acestea sunt pecetluite, cărțile acestea sunt închise, noi studiem altceva. Dar aceste lucruri sunt grele pentru noi. Prietenii mei, motivul pentru care aceste cărți sunt de neînțeles pentru lumea care ne înconjoară este pentru că adesea noi, ca popor advent, nu ne-am făcut lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și veți vedea că această lucrare pe care noi ar trebui să o facem, ar trebui să o facem repede, pentru că mult timp nu mai avem la dispoziție. Biblia ne spune despre tronul lui Dumnezeu ca fiind înconjurat cu un curcubeu, lumina curcubeului. Apocalipsa, capitolul 4, vrem să citim împreună de aici, de la versetul 2. Vedeți ce spune Biblia? Apocalipsa 4, de la versetul 2. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cine? Cineva. Cel care ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și peste aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunune de aur. Vechiul Testament, tronul lui Dumnezeu înconjurat de un curcubeu. Noul Testament, tronul lui Dumnezeu înconjurat de un curcubeu. Dar Biblia spune în Apocalipsa 10 că deasupra capului acestui înger puternic era curcubeul. Unde a șezut Domnul Hristos odată ce El a fost înălțat la cer? Priviți ce spune Biblia în Apocalipsa capitolul 3. Apocalipsa capitolul 3 și vrem să citim de la versetul 21. Apocalipsa 3 de la versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut, unde? Cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Deci dacă Domnul Hristos este așezat pe acest scaun, asta înseamnă că în jurul Domnului Hristos este prezent acest curcubeu. Clar acest lucru? Câți am înțeles până aici ceea ce am studiat din cuvântul lui Dumnezeu? Bun, ne întoarcem din nou în Apocalipsa capitolul 10. Apocalipsa capitolul 10 și ne uităm mai departe la descrierea acestui înger. Biblia spune, apoi am văzut un alt înger puternic care cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Spune cuvântul lui Dumnezeu că fața Domnului Hristos este asemenea soarelui. Mergem în Matei la capitolul 17, versetul 1 și versetul 2, citim despre experiența Domnului Hristos pe muntele schimbării la față. Matei, capitolul 17, versetul 1 și versetul 2. Vedeți ce spune Biblia aici? 17, versetul 1 și versetul 2.
După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și l-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca ce? Ca soarele, și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Cum strălucea fața Domnului Hristos? Ca soarele. Mergem în Faptele Apostolilor la capitolul 26, citind de la versetul 13. Faptele Apostolilor, capitolul 26, și citind de la versetul 13. Dragi frați, mă bucur pentru cântările pe care le-am cântat spre slava lui Dumnezeu. Dar este o muzică pe care o iubesc din toată inima să o aud în biserică. Este muzica foilor din Biblie care se aud răsfoindu-se. Când Biblia se aude răsfoindu-se, aceasta este un semnal prin care noi arătăm că suntem dispuși să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Spune Biblia, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Fapte 26, de la versetul 12, Apostolul Pavel aici își prezintă experiența întâlnirii sale cu Domnul Iisus Hristos. Biblia spune, în acest scop m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, atenție, a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Versetul 15. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Cine vorbea lui Saul, care a devenit Pavel? Domnul Hristos. Cine era înconjurat cu lumina aceasta strălucitoare ca soarelui? Domnul Hristos. Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, și citim de la versetul 13. Îngerul puternic care se pogora din cer avea fața strălucitoare ca a soarelui și picioarele ca niște stâlpi de foc. Priviți ce spune Biblia aici. Versetul 13. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu cine? Cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca ce? Ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Observați aici, fiul omului, fața lui strălucind ca soarele, picioarele lui arse ca într-un cuptor. Cine este acest fiu al omului? Este Domnul Iisus Hristos. Toate aceste elemente descriptive pe care le-am citit în Apocalipsa 10, îngerul puternic învăluit într-un nor, curcubeul deasupra capului, fața strălucind ca soarele, spune cuvântul Dumnezeu, picioarele ca de foc, Biblia spune glasul lui asemenea unui răcne de leu. Apocalipsa, capitolul 10, priviți ce spune Biblia aici. Apocalipsa 10 și citim de la versetul 3. Spune Biblia astfel. Și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Știți că Biblia îl prezintă pe Domnul Hristos în cartea Apocalipsei ca fiind leul din seminția lui Iuda? Apocalipsa, capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul 5. Priviți ce spune Biblia. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția cui? Lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Atenție! Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea înjunghiat
și care avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Deci leul acesta din seminția lui Iuda este în același timp prezentat și ca un miel. Cine este mielul acesta? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mergem în Osea la capitolul 11. Osea, capitolul 11, citim versetul 10. Prietenii mei, motivul pentru care mergem în aceste detalii nu este pentru că dorim ca studiul nostru să fie monoton. Nu. Ci vrem să înțelegem cine este acela care a întemeiat mișcarea adventă. Vrem să înțelegem în urma cărui efort, cine a intenționat ca o biserică să apară într-o anumită perioadă a istoriei acestui pământ și cu un mesaj clar și distinct, un mesaj care trebuie să ajungă până la marginile pământului. Priviți ce spune Cartea Osea. Cartea Osea, capitolul 11, vrem să citim de la versetul 10. Biblia spune așa: ei vor urma pe Domnul ca un leu care va răcni, căci el însuși va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Deci Dumnezeu prezentat ca un leu, când el va vorbi e ca și cum răcnește un leu. Amos capitolul 3. Amos capitolul 3. Vrem să citim de la versetul 7 și versetul 8. Biblia spune: nu Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi prorocii. Versetul 8. Leul răcnește. Cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? La sfârșitul acestor versete pe care le-am citit, am o întrebare la dumneavoastră și motivul pentru care vă pun este pentru că vreau să mă asigur că am înțeles totul până în acest moment. Cea mai mare parte a timpului meu mi-o petrec la o școală misionară medicală în fața unei table și dacă cumva studenții nu înțeleg, vinovatul este cine? Profesorul. Cel care îi învață, cel care îi ajută să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă dumneavoastră nu ați înțeles, vina mea aparține mie. Întrebarea numărul 1 în această seară. Câți ați înțeles pe baza ceea ce am citit din Biblie că acest înger puternic care se coboară din cer nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos? Ați înțeles lucrul acesta? Acum, haideți să vă dovedesc, Dumnezeu a dat acestei mișcări un profet. Și ceea ce noi am citit din cuvântul lui Dumnezeu din Biblie ne este transmis și pe paginile spiritului profetic. Ascultați ce spune aici. Îngerul puternic care a instruit pe Ioan nu era o altă persoană decât cine? Iisus Hristos. Așezarea piciorului său drept pe mare și a celui stâng pe uscat arată partea pe care el o îndeplinește în cursul scenelor finale a marii lupte cu Satana. Poziția aceasta arată puterea și autoritatea lui supremă peste întreg pământul. Prietenii mei, acum vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră. De ce totuși Biblia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind un înger puternic care se coboară din cer? Să ne transmită oare Biblia că Domnul Hristos este creat, are un început? Nu, în niciun caz. Biblia nu vrea să ne transmită acest lucru. Haideți să citim din Biblie și să arătăm că îngerii sunt creațiunea lui Dumnezeu. Îngerii sunt creați. Dumnezeu a spus și ei au fost făcuți. Mergem în Psalmul 148. Psalmul 148 și vrem să citim împreună de la versetul 1 la versetul 5. Psalmul 148 de la versetul 1 la versetul 5. Vedeți ce spune Scriptura aici? Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor. Lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L, cine, spune Biblia? Toți îngerii Lui, mai departe, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, căci El a poruncit și a fost făcute. Motivul pentru care îngerii sunt chemați să laude pe Dumnezeu este pentru că Dumnezeu a poruncit și îngerii au fost
creați. Dar Domnul Hristos a fost creat? Biblia ne spune că toate lucrurile au fost create prin cine? Prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Atunci de ce Biblia îl prezintă în cartea Apocalipsei pe Hristos ca un înger? Vă aduceți aminte și în Vechiul Testament. Haideți să ne uităm. Mergem în cartea Exodului la capitolul 3. Un exemplu. Pentru că și în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales nu odată să se înfățișeze înaintea copiilor săi printr-un înger. Exodul capitolul 3, vrem să citim împreună de la versetul 1. Priviți ce spune Biblia aici. Exod 3 de la versetul 1. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Versetul 2. Îngerul Domnului, observați că este cu mare Îngerul Domnului? Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Cine vorbea din rugul acesta? Priviți ce spune Biblia acum, în versetul 4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis: Moise, Moise! Și el a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să-l privească pe Dumnezeu. În versetul 1 și 2 am spus că Îngerul Domnului era în rugul aprins. Mai departe, Biblia ne spune că Îngerul Domnului era cine de fapt? Dumnezeu. Iar dacă citiți în Fapte, capitolul 7, de la versetul 32, 34, 35, Dumnezeu spune clar că cel care vorbea cu Moise, acel înger, era de fapt Dumnezeu. Care vorbea cu Moise. Întrebarea rămâne: de ce înger? E simplu. Am să vă prezint două motive. Unul, este foarte interesant cum apare cuvântul în limba greacă în dreptul cuvântului înger. Cuvântul folosit în limba greacă este cuvântul angelos. Cuvântul angelos. Și iată, v-am subliniat aici, cuvântul angelos se traduce unul care aduce vești. Un mesager. Prin implicație, asemenea lucrării unui păstor, cineva care ar aduce o veste, un mesaj, o solie din partea lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Mergem în Galaten la capitolul 4. Eu vreau să vedeți aici un om al lui Dumnezeu ce spune. Galaten capitolul 4 și citim de la versetul 14. Galaten capitolul 4 și vrem să citim de la versetul 14. Apostolul Pavel vorbește aici. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe cine? Ca pe un înger al cui? Al lui Dumnezeu, ca pe însuși cine? Iisus Hristos. Întrebare. Era Pavel un înger? Nu. Atunci de ce el spune că m-ați primit ca pe un înger? Pentru că îngerii, spune Biblia în Evrei, sunt duhuri slujitoare trimise să înfăptuiască o lucrare în vederea mântuirii. Deci îngerii sunt mesagerii, sunt trimișii, sunt solii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Ștefan predica sub puterea Duhului Sfânt în Fapte capitolul 6, versetul 15. Biblia spune că fața lui Ștefan strălucea asemenea unui înger puternic. Fața lui strălucea asemenea unui înger. Ștefan nu era un înger. Dar de ce fața lui strălucea? Pentru că în momentul în care el vorbea, el predica, transmitea o solie, o veste, un mesaj din partea lui Dumnezeu. E clar acest lucru? Acum, când Domnul Hristos este prezentat ca un înger coborându-se din cer, noi nu înțelegem că el este un înger prin implicație, el este o creatură, nu, ci vrem să înțelegem că Domnul Hristos însuși, el vine să prezinte un mesaj. El are o solie.
El are un adevăr pe care ar vrea să-l transmită lumii acesteia. Înțelegeți dumneavoastră? De ce Domnul Hristos este prezentat ca un înger și ce fel de înger? Un înger puternic. M-am uitat și la cuvântul acesta puternic în limba greacă și modul în care este tradus. Puternic, important, un mesaj solid, am putea spune, un mesaj de o importanță maximă, dacă aș putea folosi termenii aceștia. Un înger puternic, o solie importantă. Și Domnul Hristos este prezentat ca acest mare mesager, ca acest sol care vine din cer. Amin, frații mei? Am înțeles și lucrul acesta? Acum, haideți să ne uităm cum îl prezintă Biblia pe acest înger. Ce are îngerul acesta, adică Domnul Iisus Hristos în mâna lui? Mergem în Apocalipsa la capitolul 10. Apocalipsa, capitolul 10. În ocazia aceasta vrem să înțelegem din nou de ce la școala de sabat se studiază acum cartea profetului Daniel. Cartea profetului Daniel. Priviți ce spune Apocalipsa 10. Vrem să citim versetul 2. În mână, e vorba de îngerul acesta, ținea o cărticică cum? Deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Ce are îngerul în mâna lui? O cărticică deschisă. E clar? Acum, vreau să vedeți împreună cu mine în ce mână ține Domnul Hristos cărticica. Este foarte important și veți vedea. Vrem să ne uităm acum în versetul 5 și ne uităm până la versetul 7. Ascultați. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, cine este acest înger, am spus noi? Domnul Hristos, atenție, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. Întrebare. Deci dacă mâna dreaptă a ridicat-o spre cer, unde se găsește cărticica acum prin implicație? Se găsește în mâna stângă. E clar acest lucru. Mâna dreaptă a ridicat-o spre cer în momentul în care are cărticica. Cărticica este în mâna îngerului. Vreau să vă uitați acum picioarele acestui înger cum sunt așezate. Uitați-vă la versetul 2. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Deci stângul este în zona numită pământ, iar în mâna stângă este ce? Cărticica deschisă. E clar acest lucru? Acum, dacă Biblia spune că această cărticică este deschisă, prin implicație înțelegem că această cărticică, foarte interesant, Biblia nu spune o carte, spune cărticică. E vorba de ceva mai mic, mai subțire am putea spune, da? O cărticică deschisă, prin implicație această cărticică a fost mai întâi de toate cum? Închisă. E clar? Dacă cărticica acum este deschisă, înainte de a o deschide a fost cum? Închisă. E bine, pentru cuvântul închisă în Biblie mai este folosit și termenul pecetluită sau sigilată. Ce termen am spus? Pecetluită sau sigilată. Haideți să vă dau un exemplu. Mergem în Apocalipsa la capitolul 5. Apocalipsa capitolul 5. Vrem să citim de aici de la versetul 1. Biblia spune: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte. Nu este aceeași carte ca în Apocalipsa capitolul 10. Spune Biblia, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, atenție, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Deci, înainte ca această carte să fie deschisă, înseamnă că ea a fost închisă sau pecetluită. E clar acest lucru? Acum, Biblia spune, îngerul acesta puternic, care nu este nimeni altul decât Domnul Hristos, are în mâna lui cărticica deschisă, este vorba despre o carte care a fost cândva închisă sau pecetluită. Să vedem ce conține această carte. Ne uităm în Apocalipsa capitolul 10. Priviți ce mesaj este rostit în momentul acesta când Domnul Hristos șade cu cărticica deschisă în mâna lui. De la versetul 5.
Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Foarte interesant cuvântul acesta zăbavă în limba greacă. Cuvântul acesta zăbavă este cuvântul Cronos. Cum se traduce cuvântul acesta Cronos? La noi traducerea Cornilescu este un pic deficitară. Dar cuvântul acesta Cronos este, are de-a face cu o perioadă de timp. Un timp fixat. O porțiune de timp pusă deoparte. Și îngerul ridică mâna dreaptă sus și spune: timp nu va mai fi. Timp care este pus deoparte nu va mai fi. Va veni un timp când timpul acesta se va opri. În timp ce cartea este deschisă. Întrebare. Despre ce carte citim noi în Biblie? O carte care a fost pecetluită. Nu este o carte mare, o carte groasă, cu multe capitole, așa cum o citim noi astăzi, ci este o cărticică, o cărticică în care se găsesc profeții ce au de-a face cu timp. Și când acele profeții se vor împlini, cea mai mare profeție ce are de-a face cu timpul, atunci nu va mai trebui să studiem, să calculăm o altă profeție ce are de-a face cu un timp profetic. Despre ce cărticică vorbim? E vorba despre cartea profetului Daniel. Haideți să citim din Biblie. Mergem în Daniel la capitolul 12. Vrem să arătăm că această carte a profetului Daniel a fost pecetluită sau închisă, am putea spune noi. Daniel capitolul 12. Vrem să citim împreună de la versetul, citim de la versetul 4. Priviți ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cunoștința despre care spune Biblia că va crește, nu vorbim despre rachete, avioane, motoare cu lei, cu benzină și așa mai departe, ci vorbim despre cunoștința care va crește în dreptul studierii profeției biblice și în mod special a cărții Daniel. Întrebare. Cine a trăit mai întâi, Daniel sau Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos, așa este? Acum, ne-a îndemnat Domnul Hristos să studiem cartea profetului Daniel? Ne-a îndemnat Domnul Hristos să studiem Daniel? Hai să ne uităm. Mergem în Matei la capitolul 24, versetul 15 și 16. Pentru că unii oameni spun, vezi, Biblia spune că această carte, cartea profetului Daniel, este o carte pecetluită, sigilată și nu va fi înțeleasă decât când? În vremea sfârșitului. Priviți ce spune Domnul Hristos. Matei 24 și vrem să citim de la versetul, haideți să citim de la versetul 15. Domnul Iisus vorbește. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește, spune Biblia, să înțeleagă. De ce carte i-a îndemnat Domnul Hristos pe ucenici, pe oameni să studieze? Daniel, nu numai să citească, dar să și înțeleagă. Stați puțin, cum punem cele două pasaje la oaltă? Odată citim că această carte este pecetluită, în același timp Domnul Hristos ne îndeamnă ca noi să o studiem și să o înțelegem. Știați dumneavoastră că în privința cărții Daniel, nu toată cartea Daniel este pecetluită. Foarte multe lucruri ce au de-a face cu profeția biblică în cartea Daniel, Dumnezeu le-a dezlegat chiar în momentul în care profețiile au fost prezentate lui Daniel. Aduceți-vă aminte viziunea berbecului cu cele două coarne, da? Care reprezintă, spune Daniel capitolul 8, versetul 20, împărăția mezilor și perșilor. Țapul cu cornul cel mare între ochi, care este văzut fără să atingă pământul în cucerirea lui, reprezintă împărăția Greciei, da? Babilonul, Medopersia,
Grecia și așa mai departe. Lucrurile acestea au fost prezentate. Știați că în evul mediu întunecat, majoritatea reformatorilor au înțeles din studiul profeției Bibliei și în mod special cartea profetului Daniel, Daniel 7, au înțeles cornul cel mic din Daniel 7 nu reprezintă altă putere decât sistemul romano-catolic, papalitatea sau antichristul profeției biblice, așa cum au identificat studenții Biblie. Nu sunt cuvintele mele. Uitați-vă dumneavoastră, aici este Wikipedia, puteți merge și verifica. Și aici sunt prezentați mai mult reformatori protestanți. Wycliffe, Luther, Calvin, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, John Wesley au văzut în papalitate și au identificat pe papă ca fiind anti-Hristul. În învățătura cu privire la supremația papală, Luther declara că această putere se ridică împotriva lui Hristos și fără îndoială această putere este antichristul profeției biblice. În urmă cu un an de zile eram în Londra și stăteam în casa unor prieteni, am fost invitat și acolo să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu într-o biserică și la un moment dat prietenul acesta la care stăteam mi-a adus o Biblie foarte veche. Era o Biblie pe care el a cumpărat-o dintr-un târg de vechituri, o Biblie care data undeva din anii 1750. Vreau să vă spun că când am deschis Biblia, ce era foarte veche, a dat o mulțime de bani pe acea carte, mi-a fost interesat să mă uit ce credeau acei oameni în vremea aceea cu privire la profețiile din Daniel capitolul 7, Apocalipsa capitolul 13. Era o Biblie în care erau incluse și explicații, comentarii cu privire la profeție. Îmi pare rău că n-am făcut niște poze atunci. Și în Biblia aceea era specificat că cornul cel mic, fiara din Apocalips 13, mama tuturor curvelor și spurcăciunilor pământului din Apocalips 17, da? Pe frunte purta un nume, Babilonul, mama tuturor curvelor spurcăciunilor pământului, fiul pierzării din 2 Tesaloniceni, omul păcatului, toate acele simboluri conduceau la o singură direcție. Sistemul, atenție, nu vorbim de oameni, sistemul romano-catolic, papalitatea, antichristul profeției biblice. Și aceste lucruri au fost înțelese de către protestanți și alte profeții. Atunci când vorbim despre pecetluirea cărții profetice, nu vorbim, frații mei, despre întreaga carte Daniel care este pecetluită. Dar ce că porțiune din cartea Daniel a poruncit Dumnezeu în mod special ca ea să fie pecetluită? Mergem în Daniel la capitolul 8. Daniel capitolul 8 și vrem să citim împreună de aici, de la versetul 26. Daniel capitolul 8, versetul 26. De ce sunt adventist de ziua a șaptea? Vreau să vă spun un lucru. Una dintre lucrurile pe care le auzim atunci când vorbim despre mesajul profetic și despre identitatea noastră ca popor, adesea ceea ce auzim din partea oamenilor sunt următoarele. În 1844 ați așteptat pe Domnul să vină și n-a venit. Și așa este. Dar am vrut să vă arăt din Scriptură și în ocazia din seara aceasta și mâine că Dumnezeu a profetizat într-adevăr. Că poporul lui Dumnezeu, mișcarea adventă, avea să treacă printr-o mare dezamăgire atunci. Nu a fost decât o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Priviți ce spune Daniel capitolul 8 și am vrea să citim împreună de la versetul 26. Spune Biblia așa. Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Ce vedenie nu putea înțelege? Vedenia care avea de-a face cu nopțile și diminețile, despre care Dumnezeu a spus, pecetluiește aceste cuvinte, că sunt pentru niște vremuri de care? Îndepăr,
îndepărtate. Daniel n-a înțeles, Dumnezeu a spus, sigilează-le, nu sunt pentru acum, sunt pentru niște vremuri îndepărtate. Care este acea viziune cu seri și dimineți? Despre care Dumnezeu a spus să fie pecetuită. Priviți ce spune versetul, Daniel 8, versetul 13 și 14. Am auzit pe un sfânt vorbind și pe un altul a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când vor fi călcate în picioare sfântul oca și oștirea? El mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi sfântul locaș va fi curățit. Deci viziunea cu serile și diminețile care trebuiau pecetluită pentru care de-a face cu niște vremuri îndepărtate este viziunea celor 2300 de seri și dimineți. Dar știți ce reprezintă serile și diminețile în Scriptură? E foarte interesant că nu spune dimineața și seara. Biblia spune o seară și o dimineață. Viziuni până nu vor trece 2300 de seri și dimineață. Ce înseamnă o seară și dimineață? Înseamnă de fapt o zi. Mergem în Geneza la capitolul 1. Geneza capitolul 1. Geneza capitolul 1. Vrem să citim împreună de la versetul. Haideți să citim de la versetul 3. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua din tâi. Și continuați să citiți dumneavoastră tot capitolul. Din nou și din nou Dumnezeu spune o zi este formată, o seară și o dimineață. Deci când Biblia spune 2300 de seri și dimineți, vorbim despre 2300 de zile, dar zilele în studiul profeției au de-a face cu un an. E clar acest lucru? Și Dumnezeu spune, pecetluiește vedenia aceasta, căci vedenia aceasta are de-a face cu niște vremuri îndepărtate. Când va fi înțeleasă această viziune? Când va fi desigilată cartea aceasta a lui Daniel? Nu toate profețiile din Daniel, ci în mod special profeția celor 2300 de seri și dimineți. Când va apărea cunoștință? Când va apărea lumină? Când va apărea înțelegere cu privire la această profeție? Prietenii mei, vreau să vă spun un lucru. Vă aduceți aminte dumneavoastră în cartea lui Daniel? Că întotdeauna când Dumnezeu a vrut să pună pe copiii săi credincioși în față, Dumnezeu a îngăduit să aducă înaintea lui Nebucadnețar, înaintea lui Belșațar, înaintea împăraților pământului, niște taine la care oamenii se uitau ca muți. Vă dau un sfat dumneavoastră, mergeți acasă și întrebați-vă care biserică din lumea aceasta predică profeția celor 2300 de seri și dimineți din Biblie. Care biserică este acea biserică despre care Dumnezeu spune că va avea lumină și va da lumină, cunoștință cu privire la cărțile profetice, Daniel și Apocalipsa în aceste zile din urmă? Majoritatea oamenilor, vă spun frații mei, deci ajuns să te întrebi cum de-au ajuns oamenii la astfel de concluzii? Cum de-au ajuns oamenii la astfel de interpretări? N-au nimic de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Nimic, pur și simplu. Pentru că oamenii s-au abătut de la metoda istorică de a lăsa Biblia să se explice pe ea însăși. Însă în toate ocaziile despre care vă spuneam în Daniel, Dumnezeu veneau magicienii, veneau magii, veneau înțelepții Babilonului și acum Nebucadnețar spunea, am visat un vis, dar nu mi-l aduc aminte. Au fost în stare să facă ceva? Nu, dar știți de ce Dumnezeu a îngăduit aceasta? Pentru ca să împingă pe copilul său credincios în față pe Daniel. Belșațar a avut și el o problemă. Pe un perete a apărut o mână care scria Mene, mene, tekelu, farsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și acum împăratul cheamă din nou înțelepții. De data aceasta ei văd ce scrie pe perete. Dar ei n-au înțeles nimic. Avem Biblia în mână. Putem citi din ea. Dar asta nu înseamnă că noi înțelegem. Hristos a spus, cine citește profetul Daniel, să-l și înțeleagă.
Dumnezeu a spus această carte va fi sigilată, pecetluită, până când? Nu toată cartea Daniel, ci este vorba în mod special de niște profeții ce au de-a face cu vremea sfârșitului. În mod special profeția celor 2300 de seri și... Știți că aceasta este cea mai lungă profeție din Biblie? Ce a strigat îngerul când a ridicat mâna dreaptă sus? Că nu va mai fi ce? Cronos, nu va mai fi o perioadă de timp, nu va mai fi profeție legată cu timp. S-a sfârșit. E vorba de împlinirea acestei profeții. 2300 de seri și dimineți. Sau 2300 de zile, iar zilele în profeția biblică reprezintă un an. Reprezintă un an. Până când va fi sigilată această carte? Daniel capitolul 12. Vrem să citim de aici, de la versetul 4. Vrem să mai subliniem câteva puncte în această ocazie și vom merge la odihnă. Priviți ce spune Biblia. Daniel 12, citim de la versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până când? Până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va... Până când va fi pecetluită cartea Daniel? Vremea sfârșitului. Știți că vremea sfârșitului nu reprezintă doar așa o perioadă de timp, vremea sfârșitului. Vremea sfârșitului reprezintă un an. Zice, frate Andrei, cum un an? Ori de câte ori citim în Daniel despre vremea sfârșitului, Dumnezeu ne aduce în atenție o altă profeție ce are de-a face cu timpul. Priviți ce spune Biblia mai departe. Eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare. Unul din coace de râu și altul dincolo de malul râului. Și acum ascultați. Și unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și acum vreau să vedeți paralela dintre Daniel și Apocalipsa. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat mâna spre cerul și mâna dreaptă și mâna stângă. Interesant. Deci câte mâini ridică? Mâna stângă și mâna dreaptă. Vă aduceți aminte în Apocalipsa îngerul ce mâină ridică? Mâna dreaptă, pentru că în mâna stângă are ce? Cărticica care este cum? Deschisă sau închisă? Deschisă. Priviți ce spune Biblia. Am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre cerul în mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o vreme, două vreme și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor întâmpla, se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Biblia spune, el a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până când? Până la vremea sfârșitului. Întrebare. Cât timp aveau să fie persecutați copiii lui Dumnezeu? Daniel spune, nu înțeleg, cât timp înseamnă aceasta? Dumnezeu spune, nu-i ne înțelege acum, pentru că va fi până la vremea sfârșitului. Iar profeția legată de vremea sfârșitului este pusă în legătură cu o perioadă profetică de o vreme, ajutați-mă, două vremi și jumătate de vreme. Întrebare. Unde în cartea Daniel mai apare această profeție de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, descriind o putere care a persecutat pe copiii lui Dumnezeu în tot timpul acesta profetic? Daniel capitolul 7. Este lucrarea cornului cel mic. Daniel capitolul 7. Vrem să citim de la versetul 25. Daniel 7 de la versetul 25. Priviți ce spune Biblia aici. Despre cornul cel mic. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta. Fiți atenți ce va face această putere. Să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui. Cât timp? Ajutați-mă. O vreme, mai departe spune Biblia. Două vremi și
Iar la sfârșitul acestei perioade de o vreme, două vremi, jumătate de vreme, când persecuția copilului Dumnezeu va înceta, atunci vine vremea sfârșitului, când cartea profetului Daniel va fi desigilată, cunoștința va crește și în mod special cunoștința cu privire la profeția care anunță că ceasul judecății a sosit. Profeția celor 2300 de seri și dimineți. Dar ce reprezintă o vreme, două vremi și jumătate de vreme? Cât înseamnă o vreme, două vremi și jumătate de vreme? Mergem în Apocalipsa la capitolul 12. Apocalipsa 12. A, prietenii mei, deschid un subiect sensibil, dar nu merg în direcția aceea. Sper ca nimeni dintre cei care sunt prezenți aici să nu pună o vreme, două vremi sau jumătate de vreme în viitor. Că atunci ați făcut o catastrofă. Am încheiat paranteza. Aceste profeții și-au găsit împlinirea în trecut, în istoria poporului Advent. În istoria copilului Dumnezeu. Amin? Nu trebuie să le recalculăm, să le punem în viitor. Priviți ce spune Biblia. Apocalipsa 12 și citim versetul 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. În locul ei. Ce reprezintă o femeie în profeție? O biserică. În locul ei, unde este hrănită o vreme. Vreme. Și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Dar cât înseamnă această perioadă? Priviți versetul 6. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu. Observați același limbaj. Ca să fie hrănită acolo 1260 de zile, dar aceste zile reprezintă cât? Ani profetici. O vreme, două vremi, jumătate de vreme, reprezintă aceeași perioadă de 1260 de ani sau 42 de luni, este aceeași profeție. Puteți să verificați dumneavoastră. Cine a persecutat pe copiii lui Dumnezeu timp de o vreme, două vremi, jumătate de vreme, 1260 de ani și a stăpânit lumea aceasta în toată perioada acestui timp? Este Roma papală. Ia ascultați. Marea Luptă, pagina 266. Deci perioadele menționate aici, 42 de luni, 1260 de zile, reprezintă timpul în care Biserica lui Hristos avea să sufere persecuția din partea Romei. Cei 1260 de ani ai supremației papale au început în anul 538 și s-au terminat în anul 1798. Aduceți-vă aminte că înainte de a se ridica cornul cel mic în supremație, Daniel 7 spune că a smuls 3 coarne din cele 10. Da? Herulii, vandalii, ostrogoții au fost nimicite, șterse de pe fața pământului în urma acestei lucrări. La data aceasta, armata franceză a intrat în Roma și l-a făcut prizonier pe papă, care a murit în exil. Deși la scurtă vreme după aceea a fost ales un nou papă, ierarhia papală n-a mai ajuns niciodată să dețină puterea pe care o pusese mai înainte. Și iată aici, este o pictură, este o imagine descriind momentul când generalul Berthier lui Napoleon Bonaparte a intrat și a luat captiv pe papă, împlinind cu exactitate profeția cuvântului lui Dumnezeu. Acum, mergem în Daniel la capitolul 11. Vreau să vedeți încă o dată fraza vremea sfârșitului fiind pusă în relație cu persecuția aceasta. Daniel capitolul 11 și vrem să citim de la versetul 32. Daniel 11 de la versetul 32. Priviți ce spune Biblia. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Versetul 33. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie, atenție, încercați, curățiți, albiți, până când? Până la vremea sfârșitului. Că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Cine avea să-i persecute pe copiii lui Dumnezeu? Versetul 36. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor
și va propăși până va trece mânia că ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt nu va ține seama de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Întrebare. Despre ce putere, ce pasaj vă vine în Biblie unde citim despre o putere care se va pune mai presus de Dumnezeu așezându-se în templul lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte? Omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul. Observați ce spune Scriptura. Acum uitați ce spune versetul 40. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el. Când îl va împunge? La vremea sfârșitului. Este momentul în care perioada de persecuție a papalității s-a încheiat. Este momentul când Franța ateistă este cea care dă rana de moarte sistemului papal. Omul fără de legii, care este numit taina nelegiuirii, fiul pierzării, acel nelegiuit, reprezintă papalitatea așa cum a fost prevestită în profeție. Prietenii mei, reformatorii au înțeles tot lucrul acesta. Așa cum a fost prevestită în profeție, urma să-și mențină supremația timp de 1260 de ani. Această perioadă s-a încheiat în anul 1798. Venirea lui Hristos nu putea avea loc înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea lui întreaga dispensațiune creștină până în anul 1798. În această perioadă de timp trebuia predicată solia cu privire la a doua venire a lui Hristos. O astfel de solie n-a fost proclamată niciodată în veacurile trecute. Pavel, așa cum am văzut, n-a predicat-o. El arăta fraților săi către venirea Domnului ca fiind într-un viitor foarte îndepărtat. Nici reformatorii n-au predicat-o. Martin Luther situa judecata cam la 300 de ani în viitor de epoca lui. Dar în anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată. Cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au vestit mesajul solemn al judecății ce se apropie. Când a fost desigilată cartea Daniel? La vremea sfârșitului. Ce înseamnă vremea sfârșitului? Este momentul când persecuția papală s-a sfârșit. O vreme, două vremi, o jumătate de vreme. 1798. Iar Domnul Hristos este acum înfățișat ca fiind acest mare mesager, acest mesager puternic din cer, cu o solie, arătând lumii că Dumnezeu este gata să ridice o mișcare. Nu orice fel de mișcare. Este o mișcare profetică care și are originele unde? În ce carte? Ce carte ar avea Domnul Hristos în mâna lui? Ce carte? Cartea profetului Daniel. Să înțeleg eu prin aceasta, frații mei, că acei copii credincioși al lui Dumnezeu care trăiesc în vremea sfârșitului, în timpul sfârșitului, vor avea o povară pentru cartea lui Daniel? Vor avea o povară pentru înțelegerea profețiilor? Frații mei, știți în câte biserici au ajuns oamenii să transforme serviciile divine în niște cluburi sociale? Oamenii cred că biserica înseamnă să bați din palme, să șuieri, să strige aleluia și Domnul să fie cu noi, amin. Și n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine a fost la biserică, ce s-a predicat, ce ai înțeles, care este impactul care l-a avut cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Aceste lucruri înseamnă prea puțin. Și noi ne închipuim că în modul acesta noi ne putem pregăti pentru revenirea lui Hristos. Nu. Hristos este prezentat unde? Hristos este prezentat cu mâna dreaptă ridicată spre cer. Ce are în mâna stângă, frații mei? Cărticica deschisă. Ce reprezintă cărticica în primul sens? Reprezintă pe cine? Reprezintă cartea profetului Daniel. Și ce profeție în mod special din cartea profetului Daniel? Profeția celor 2300 de seri și dimineți. Vă aduceți aminte unde am spus că erau picioarele lui Iisus? Unde am spus că erau picioarele Domnului Iisus? Piciorul drept era unde? Haideți, aduceți-vă aminte. Era așezat unde? Pe mare, iar piciorul stâng era așezat pe? Știți, când citiți din Biblie trebuie să fiți foarte atenți. Marea reprezintă zona populată a lumii. Vă aduceți aminte? Iar în Apocalipsa și în Daniel, fiarele se ridică din mare reprezentând lumea veche, Europa, Asia Mică, partea aceasta a lumii. Fiara care se ridică din pământ din Apocalipsa 13 face referire la ce putere? Aduceți-mi aminte ce putere? Adventiști de ziua 7-a, Statele Unite ale Americii, Dumnezeu arătând că nu în orice țară, ci în mod special în America,
Dumnezeu va orchestra ridicarea unei mișcări, care va avea o povară pentru studierea cărții Daniel și în mod special pentru profeția celor 2300 de seri și dimineți. Luterani, evanghelici, adventiștii de ziua șapte au greșit. Mileriții au greșit, au așteptat revenirea Domnului și n-a venit. Și așa este. Iar Biblia a profetizat că așa se va întâmpla. Priviți ce spune Apocalipsa, capitolul 10. Apocalipsa, capitolul 10. De ce sunt adventiți de ziua șaptea? Priviți ce spune Biblia. Apocalipsa, capitolul 10. Dar ca să poți înțelege cartea Apocalipsei, atunci trebuie de studiat. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. De la versetul 8. Glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Du-te și ia cărticica. Ioan aici, Ioan nu e, este un simbol al copiilor lui Dumnezeu, Ioan aici. Priviți ce spune cuvântul. Du-te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca... Ce a zis îngerul lui Ioan să facă? Du-te și ia cărticica. Du-te și ia cartea profetului Daniel. Du-te și ia profeția celor 2300 de seri și dimineți. Ce făcuia? Mănânc-o. Ce înseamnă să o mănânci? Ce înseamnă să o mănânci? A mâncat cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă că a fost cum? Studiat. Hai să citim. Mergem în cartea Ezechiel la capitolul 3. Ce înseamnă a mâncat cărticica? A mâncat-o. Spune Biblia, în gură a fost dulce ca mirea, dar în pântece, sfârșitul digestiei, nu? Era cum? Amar, dezamăgire, amar era în pântece. Priviți ce spune Biblia. Ezechiel capitolul 3 și citim de la versetul 1. Ce înseamnă a mânca cărticica? Priviți ce spune cuvântul. Ezechiel capitolul 3, vrem să citim de la versetul 1, Biblia spune așa. El mi-a zis: fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Ce să faci după ce mănânci sulul? Vorbește, predică, spune. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis: fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost cum? Dulce ca mirea. El mi-a zis: fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune cuvintele mele. Ce înseamnă a mânca sulul? Înseamnă a-l studia. Înseamnă a studia și acum odată ce ai studiat, Dumnezeu te trimite ce să faci? Spune. Predică. Întrebare. Ce grup de oameni după anul 1798, 1844, în special în Statele Unite ale Americii, au studiat o profeție, studiau cartea profetului Daniel în mod special și în mod deosebit profeția celor 2300 de seri și dimineți și când s-au apucat de proclamat, prietenii mei, mii de oameni ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Profeția era cum? Dulce! Dar în momentul în care am ajuns la final, pentru că în pântece e sfârșitul digestii, ei predicau 2300 de seri și dimineți, iar sfântul locaș va fi curățit. Calculul era corect. 22 octombrie 1844, din 457, până în anul 1844, 22 octombrie, aveau datele corecte, profeția fusese interpretată corect ca date. Evenimentul fusese greșit. De ce? Pentru că ei pierduseră din vedere că templul sau sanctuarul care avea să fie curățit nu reprezenta pământul care avea să fie curățit prin foc, ci reprezenta lucrarea pe care Hristos avea să o facă unde? În sanctuarul din ceruri, trecând din sfânta, în sfânta sfintelor, în sanctuarul ceresc. Și din sute de mii de oameni care așteptau revenirea lui Hristos, oamenii nu mai lucrau pământul, nu se mai duceau la muncă, au zis: Domnul vine! După 22 octombrie 1844 au rămas 50 de persoane. Și știți cine au fost aceștia?
au fost pionierii mișcării advente de astăzi. J.N. Andrews, Ellen White, James White și alți tineri, în mod special tineri, care au înțeles că acest sanctuar despre care vorbea cuvântul Dumnezeu n-avea de-a face cu pământul, ci vorbea despre momentul în care Hristos trecea din Sfânta, în Sfânta Sfintelor, în sanctuarul ceresc. Ascultați! Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Solia aceasta anunță sfârșitul perioadelor profetice. Cronos, dezamăgirea acelora care au așteptat să-l vadă pe Domnul în 1844, a fost într-adevăr cum? Amară pentru cei ce doreau atât de arzător venirea sa. Domnul a rânduit ca dezamăgirea aceasta să vină, iar lucrurile din inima oamenilor să fie dată. Știți de ce e un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit aceasta? Pentru că oamenii acționau, mulți dintre ei, acționau din frică. Ei nu înțelegeau pregătirea care trebuie făcută în inimă. Aveau o religie de criză, creștinism de criză. 11 septembrie, lumea în biserică. Tsunami, lumea în biserică. Coronavirus, lumea în biserică. Dacă Dumnezeu ar îngădui ca aceste lucruri să fie date la o parte și să fie răsară soarele totul frumos, vedeți cum oamenii se întorc înapoi la păcatele lor preferate. Creștinism de criză. Dumnezeu nu spune, eu n-am nevoie de creștini de criză. Eu am nevoie de oameni autentici. Timpul acesta pe care îl declara îngerul cu jurământ solemn nu este sfârșitul istoriei lumii acestea, nici al timpului de har, ci al timpului profetic care trebuie să preceadă cea de-a doua venire a Domnului nostru. Adică, poporul nu va mai avea o altă solie cu privire la un timp definit. După această perioadă de timp care se întinde de la 1842 la 1844, nu poate fi nicio trasare precisă de timp profetic. Cel mai lung lanț profetic se întinde până în toamna anului 1844. Cea mai lungă profeție din Scriptură este profeția celor 2300 de seri și dimineți. Domnul a zis, du-te și ia cărticica din mâna îngerului Ioan. Ioan fiind un simbol al copiilor lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu, a celor care vor avea această experiență. Și când a luat cărticica, spune cartea Apocalipsei. Vrem să încheiem. Vedeți ce spune cartea Apocalipsei? Apocalipsa, capitolul 10, mâine vom intra mai în detaliu, mai profund ne vom uita la aceste lucruri. Priviți ce spune Scriptura. Versetul de la versetul 8. Glasul pe care l-a auzit din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă în mâna îngerului, care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Marea dezamă. Și acum ascultați mandatul lui Dumnezeu. Apoi, după marea dezamăgire, mi-a zis, trebuie să prorocești din nou. Cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Cine vorbește aici? Dumnezeu. Și care este mandatul lui Dumnezeu pentru această mișcare care a avut parte de dezamăgire? Ce spune Dumnezeu acum? Du-te. Tu trebuie să prorocești din nou, dar de data aceasta când vei rosti mesajul, fă-o cu precizarea greșelii care a fost făcută. Du-te și proclamă din nou cartea profetului Daniel. Du-te și proclamă din nou 2300 de seri și dimineți. Du-te și anunță că ceasul judecății a sosit. Du-te, tu trebuie să prorocești din nou. Iar cuvântul a prorocii nu înseamnă în numele Domnului Hristos am o vedenie. Domnul mi-a spus că tu trebuie să fii nevasta mea. Nu! Pentru că unii oameni sunt atrași de lucrul acesta care n-au nimic de a face cuvântul lui Dumnezeu, prietenii mei. Cuvântul acesta a prorocii, spune Biblia, tu trebuie să prorocești din nou, are de-a face cu predicarea Evangheliei. Aduceți-vă aminte ce a spus Petru în ziua cinzecimii când predica.
Oamenii au zis, oamenii aceștia sunt îmbătați de must. Petru s-a ridicat în picioare și spune, fraților, nu suntem beți, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Noi nu ne-am îmbătat, ci ceea ce vedeți astăzi în mijlocul nostru nu este decât o împlinire a profeției din Ioel, unde Domnul spune, Duhul meu se va coborî peste voi, fiii și fiicele voastre vor proroci. Ucenicii nu proroceau în sensul de a aduce noi profeții atunci, ci ei predicau Evanghelia. Ei predicau cuvântul lui Dumnezeu. Când Biblia spune, tu trebuie să prorocești din nou, Dumnezeu spune, tu ai o lucrare de făcut, mișcarea adventă. Tu trebuie să rostești un mesaj lumii acesteia. Ce avem de predicat? Du-te și predicați Daniel. Vorbiți despre 2300 de seri și dimineți. Judecata de cercetare. Du-te și proclamă întreita solie îngerească. Unde trebuie să ajungă mesajul? Ascultați. Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, gloate, neamuri. Și spune Biblia și împărați. Ultimul verset din această seară, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră înainte de a-l citi. Unde în cartea Apocalipsei Dumnezeu prezintă un mesaj care trebuie să ajungă în întreaga lume? Un mesaj care trebuie să ajungă la orice neam, orice seminție, orice limbă, orice norod. Unde găsim acest mesaj, frații mei? Mesajul care va fi proclamat înainte de momentul revenirii lui Hristos este solia celor trei îngeri. Apocalipsa, capitolul 14. Apoi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ce va spune acest mesaj? El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De ce? Căci a sosit, nu spune că va veni, a sosit ceasul judecății lui. Cu alte cuvinte, judecata are loc când? Acum. A sosit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un al doilea înger. Și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei, curviei ei. Cel de-al treilea înger, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, cine să proclame aceste trei soli îngerești? Mișcarea adventă. Du-te, mișcarea adventă. Iată misiunea ta. Daniel, Apocalipsa, întreita soli îngerească. Și cine ne trimite să facem această lucrare, fraților? Fratele pastor? Dacă fratele pastor nu mai crede nici el în treita soli îngerească, noi de cine să ascultăm? De cine? De liderii bisericii, așa este? De comitetul bisericii, ce hotărăsc ei? Aia trebuie să facem. Frații mei, eu citesc aici în Scriptură despre un mesager al adventismului. Eu citesc aici despre cel care a întemeiat această mișcare. Eu citesc aici despre Domnul Hristos care ne îndă un mandat și El spune, voi aveți o lucrare de făcut în București. Și dacă nu predicați Daniel, nu vorbiți despre judecata de cercetare, nu prezentați Apocalipsa, nu prezentați întreita soli îngerească și voi vorbiți ce vorbesc ceilalți. Mișcarea adventă degeaba există în lume. Dumneavoastră înțelegeți care este misiunea noastră? Cine ne-a încredințat acest mesaj, frații? Sau dumneavoastră că credeți că oamenii vor părăsi bisericile lor ca să vină la noi să asculte ceea ce ascultă la ei? Dumneavoastră înțelegeți ce vreau să vă spun? Oamenii când vor auzi Daniel, Apocalipsa, când vor înțelege că acele lucruri profetizate se împlinesc în fața ochilor lor. Cum în Biblie scrie despre Statele Unite ale Americii? Era un om care filma la o evanghelizare la Zalo, s-a dat de lângă cameră și a zis, în viața mea n-am crezut că în Biblie stă scris despre așa ceva. Cum în Biblie este profetizat despre criza financiară mondială? Că nu ne vom mai reveni, că lucrurile merg în jos? Cum în Biblie scrie că papalitatea este în controlul sistemului monetar internațional? Cum în Biblie scrie că Lucifer va distruge marile orașe și le va pustii? Și când oamenii aud aceste lucruri, frații mei, se pun pe gânduri și atunci trebuie să prezentăm remediu. Hristos. La fel predica Hristos. S-a împlinit vremea.
Căci împărăția cerurilor este aproape. Oamenii se gândesc că mai avem mii de ani pe pământul acesta. Nu mai este, prietenii mei. Suntem la sfârșitul istoriei acestui pământ. Hristos va veni curând. Și Dumnezeu ne-a încredințat o lucrare. Noi trebuie să proclamăm între itasulii îngerească. Într-un sens special, adventiștii de ziua șapte au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume care pierde. Asupra lor luminează lumina minunată din cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate. Proclamarea primei, a doua și a treia solie îngerească. Nu este o altă lucrare de așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția. Evanghelizare, primăvara, seara 1, ies ghiocei. Seara 2, ies lalele. Seara 3, panseluțele. Și am terminat evanghelizarea. Dumneavoastră râdeți, prietenii mei. Dar este o realitate. Este o realitate. Adevărurile cele mai solemne încredințate vreodată celor muritori ne-au fost date nouă să le vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Nu dedicații muzicale. Lumea trebuie avertizată și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sincer față de lucrarea care a fost încredințată. Pentru că cine ne-a trimis în această lucrare? Hristos. Tu trebuie să prorocești din nou. Tu ai o lucrare de făcut. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Antena 2, 3 și câte mai sunt se scarpină în cap gândându-se ce se întâmplă cu coronavirus. Cine e vinovat pentru problemele din țară? Dragnea a plecat. Cine e vinovatul? Dacă oamenii ar deschide cuvântul, ar înțelege și ar găsi soluția la problemele care uluiesc lumea aceasta. Iubiții mei, frați, iată de ce sunt adventiți de ziua șaptea. Iată de ce predic mesajul pe care îl predic. Iată de ce proclam ceea ce proclam. Este pentru că nu un om m-a trimis să facă această lucrare, ci marele mesager, întemeietorul mișcării advente. Este cel care ne-a încredințat lucrarea de a proclama și nu numai de a proclama, de a trăi între ita solie îngerească. Câți dintre dumneavoastră ați înțeles ce am vorbit în această ocazie de seară? Câți dintre dumneavoastră avea să spuneți, Doamne, vreau și eu să particip în această lucrare. Vreau și eu să împlinesc mandatul pentru care Tu ne-ai chemat ca popor în această lume. Este dorința noastră? Dacă da, vă invit să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru, Tu care vezi tot ce este în inima noastră, Tu care înțelegi motivele inimii noastre mai bine decât oricine, Tu care ne citești, Doamne, și ne cunoști mai bine decât orice om, Tu știi situația în care ne găsim fiecare personal în problema mântuirii. Și noi n-avem nevoie de predicatori, Doamne, pentru că Duhul Tău cel Sfânt face apel la inima noastră din nou și din nou. Înăbușim glasul acesta cu rutina zilnică, cu lucrurile lumii acestea și în curând această voce blândă va înceta să mai facă apel la inimile noastre. Doamne, ajută-ne să răscumpărăm vremea. Ajută-ne, Doamne, să ne amintim cine suntem noi. Să ne amintim de istoria noastră. Să ne amintim, Doamne, de mandatul pe care Tu ni l-ai încredințat ca popor în aceste zile din urmă. Și ajută-ne să fim credincioși, Doamne. Chiar dacă pare umilitor, chiar dacă trebuie să recunoaștem într-adevăr, deși a fost profetizat că s-a greșit atunci, asta nu înseamnă, Doamne, că adevărul Tău nu trebuie proclamat cu putere în toată frumusețea Lui. Te rog, Doamne, să binecuvintezi Tu pe cei care sunt alături de noi în această ocazie, pe cei care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare. Doamne, lucrează Tu la mântuirea noastră, lucrează la mântuirea familiilor noastre și ajută-ne, Doamne, să fim credincioși, pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.
Ajută-ne să te iubim pe tine, să ne luăm timp să ne rugăm, Doamne, să ne luăm timp să citim Scriptura. Tu ne vei deschide ochii ca să vedem lucrurile minunate din legea ta. Lasă pacea ta peste noi în această seară. Condu-ne tu cu Duhul tău cel Sfânt spre casele noastre. Mâine dimineață să ne întâlnim din nou, să te lăudăm pe tine, căci te-am rugat în meritele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin.